O minge aruncată spre Cardozo, Crețu ar putea să aibă probleme, v-a mai spus brazilianul, are 1,90 m. Neatenție uriașă și prima ocazie acestui meci este ratată de Batin. De altfel, la vestiare era o atmosferă teribilă în cabina gorjenilor. O determinare fantastică. Șase jucători ai Rapidului. Ocazie mare, Mingote salvează și Alexa nu reușește să împingă mingea în poartă. Probleme pentru Gorjeni la lovitură de colț. Viera. Pintili. Pintili atacat de Grigore, Nistor, Cardozo. Șutul lui Cardozo este pe centrul porții. N-a reușit să controleze Lemnaru acea minge. Șut excelent al lui Grigore. Respinge Mingote și apoi Alexandru Vlad dă în minge cu disperare. Șut foarte bun al lui Grigore. Grigore este un șuter excepțional. Amintiți-vă golul pe care l-a marcat în play-off-ul Europa League împotriva celor de la Slask. Și Marcos Antonio sunt și acolo. Este și Alexa. Gol marcat de Deac. Nu a atins, cred că nimeni mingea. A fost însă o lovitură liberă bine executată. Minutul 58 și este 1-0. Dacă a fost centrarea lui Roman, Deac însă era în offside, golul nu este valabil. S-a bătut repede, Herea este în careu, Herea! Mingea lovește bara, Deac a ajuns târziu. Centrarea lui Vlad, Lemnaru și Coman. Rapidului degajează slab, iată-l pe Crețu, într-o acțiune foarte curajoasă. Crețu, șutul lui Grigorie, gol magnific al Rapidului. Ștefan Grigorie recuperează Deac, se lasă lege avantajului, o pasă pentru Grigorie. Salvează Rusu, mingea a atins și bara.